Stimați colegi, am convingerea fermă că proiectul de directivă reprezintă un progres important pentru a asigura un acces mai rapid la medicamente și felicit Comisia, pe domnul comisar Verheugen, cât și raportorul pentru această inițiativă. Pentru că libera circulație a mărfurilor este unul din principiile de bază ale pieței interne și mi se pare normal ca acest principiu să se aplice și produselor medicamentoase. În prezent, din cauza complexității și diversității procedurilor administrative pentru autorizarea modificărilor ause medicamentelor care se află deja în comerț, însă și funcționarea pieței interne este distorsionată. Bineînțeles că pe lângă industria farmaceutică și autoritățile care trebuie să facă față birocrației, printre cei afectați se află în primul rând pacienții, care din cauza acestor proceduri complexe beneficiază de medicamente îmbunătățite cu întârziere. Sunt așadar pe deplin de acord cu propunerea Comisiei de armonizare a procedurilor de autorizare a modificărilor aduse medicamentelor, indiferent de procedura inițială de autorizare, întrucât această simplificare constituie eficientizarea întregului sistem și mai ales o garanție a unui nivel ridicat de protecție a sănătății publice. De asemenea, susțin ideea doamnei raportor Grosstedt referitoare la necesitatea unei proceduri unice de autorizare a modificărilor care afectează mai multe autorizații. O ultimă observație cu privire la propunerea Comisiei de a păstra numele inițial al medicamentului în caz de extindere a autorizației. Susțin păstrarea numelui inițial, întrucât și schimbarea frecventă a numelui medicamentelor poate deruta pacienții, care oricum trebuie să consulte un medic înainte de tratament, iar acesta este în mod normal la curent cu noile indicații terapeutice ale medicamentului. Mulțumesc!